Bună dimineața, dragilor, și bună ziua, de fapt, că voi la ora 2 o să vedeți chestia asta, 2 însemnând 14. Bastonaș, scăunel 00. Bună ziua, dragilor și dragilor, multumiților și stimaților! Luni! Dacă aș putea să mă duc înapoi în timp și să-l găsesc pe tipul care a stabilit zilele săptămânii, de fapt, degeaba nu i-aș face mare lucru, pentru că dacă n-ar fi luni, ar fi altă zi și tot ar fi începutul săptămânii. În fine, luni. Luni 25 iulie. Zile frumoase de weekend au fost. A fost cald, a fost fain, plin de fotografii pe Facebook. Ai crede că oamenii stau în parcuri discutând despre politica internațională sau iubiri pierdute? Nu! De fapt, discuțiile în parcuri sunt, bă, l-ai prins pe Pokémonul ăla? Uite câți Pokémoni am. Oameni cu telefoanele în bordul mașinii, cu ochiul un... Ia-l, bă, ia-l, l-ai prins de pe alături, vai! Pokémoni. 25 iulie de-a lungul vremii, foarte pe scurt, că nu stau mult. Ciclistul american Lance Armstrong câștigă Turul Franței pentru a 6-a oară consecutiv. Un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris în accident. Au murit toți cei 109 oameni. În 2000 se întâmpla asta. Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie cosmonaut în 1984. În 1978 în Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială. Pe numele ei, fetița Louise Brown, fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe, nu între ei. Da? La mulți ani Matt LeBlanc, actor american, Varujan Voscanian, la mulți ani Teodor Grigori, compozitor român, și Andrei Oțetea, istoric român. Mai e cineva pe care... Da. Ne-au părăsit Mariola Tănase, interpretă română de muzică populară, în 1970. Bun. În România este ziua radiolocației. Se marchează debutul existenței radiolocației ca armă distinctă în cadrul armatei române la 5 iulie 1955. Eu pot să vă spun că am făcut armata la transmisiuni și în mare echipamentul era tot ăla din 1955. Nu vreau să fiu o rătăcesc, e clar că între timp s-au schimbat o mulțime de chestii, dar când am făcut eu armata prin 97, echipamentul era cam același. Da? Oricum, la mulți ani de ziua radiolocației celor care lucrează în, care, da, lucrează, că acum e armata pe bază de lucrat în domeniul ăsta, e un domeniu foarte fain, este fascinant și pe plan civil și pe plan militar, radiolocația, frate. În calendar romano-catolic este Sfântul Iacob. Astea ar fi principalele chestiuțe ale zilei de 25 iulie, suntem în continuare în 2016, suntem în continuare într-o Europa din ce în ce mai nesigură. Mă întrebase cineva, bă, dacă ar fi să te muți, că tot bat câmpii de ceva vreme, că o s-o rad din România din nou, că nu se poate locui. Și când zic că nu se poate locui în România, îmi place că mă iau după ăla care a zis că el, săracul, nu se descurcă cu 1000 de euro. Primarul sectorului 1 sau ceva de genul ăsta, da? Care zice că și 1000 de euro abia mi-ajung de pe o zi pe alta. Lui abia ajung de pe zi pe alta 1000 de euro. Dan, ăsta cum îl cheamă, da? Acum nu știu cât a fost scoasă din context declarația aia. Poate că mai era ceva pe lângă. Îl întrebase o jurnalistă de ce nu și-a completat declarația de avere. Și omul a zis, dar ce declarație să avere să completez cu coana dacă eu abia 1000 de euro și abia de mi-ajung de pe zi pe alta? Să mori tu, păi un român normal trăiește cu un jumătate, dacă nu chiar un sfert, în zona noastră a Moldovei, cu un sfert din suma asta lunar și are copii. Da? Un român din județul Neamț, de exemplu, că județul Neamț, am văzut cu toții săptămâna trecută, este pe primul loc la cele mai proaste salarii, sau în final, să zic, pe ultimul loc în materie de salarizare. Cele mai mici salarii din țară stă aici, în județul Neamț. Da? Și oamenii se plâng și guvernul nu-i bagă în seamă, că guvernul îi bagă în seamă atunci când li se pune ștampilă în mână. Și atunci îi interesează și pe guvernanți. În rest, a, bă, ACBC și care ce cu ei pasă, da? Și vine nenea ăla de o nesimțire crâncenă și spune că lui nu-i ajung 1000 de euro.
lunar, el trăiește de pe zi pe alta. Păi da, frate, crești și eu. Când stabilești un standard așa sus, 1000 de euro nu-ți ajung. Dar dacă ai trăi la nivelul la care trăiește românul simplu, românul normal, prostimea, iar zic cuvântul ăsta de supără pe toată lumea, ai trăi și cu 200 de euro. Că atât a stabilit guvernul, că îi trebuie unui român ca să trăiască. 1000 de lei, 1050 de lei. Atât a stabilit guvernul că e necesar ca să poți trăi. Nu vrei să te îmbuibi, că dacă ești îmbuibat, nu poți să dai randament la muncă, nu? Trebuie să ți se dea nivelul minim de calorii, nivelul minim de energie ca să poți fi totuși un membru constructiv, un membru, da, al societății. Dacă ți se dă mai mult, dacă ești plătit mai bine, evident vei mânca mai mult și atunci o să ieși la muncă îmbuibat și nu o să dai randament. Și atunci guvernul a stabilit, lasă-mă să-i ținem pe ăștia la un nivel așa de... să nu crape de foame, dar să nici să nu ducă foarte bine. Da? Și-au stabilit porcăria asta de 1050 de lei. Despre care se aude că vai, urmează să crească cu vreo fantastică sumă de 1200 de lei. Ei, putem să plecăm în Aruba. Băi, m-au omorât ăștia. Genul ăsta de declarații până mă scoate din sărite, da? Adică e genul de, dacă o pui la suflet, îți poate strica un weekend întreg o declarație de genul ăsta. Nu mi-ajung 1000 de euro, frate, abia pot să mă descurc de pe o zi pe alta. Să-i plângem de milă lui săracul om. Cele mai mari 3 bănci au 3000 de apartamente și case la vânzare, pentru că nu e așa, băncile au început să ne dețină, nu doar proprietățile, ci în curând o să ajungă să ne dețină și pe noi, ca persoane. Dacă e să fac referire din nou la Agenda 21, despre care mie îmi place să vorbesc, dar sunt convins că n-ați căutat informații, se dorește inclusiv chestia asta, băncile să ajungă să te dețină pe tine, ca om, ca persoană. De ce? Pentru că mai întâi te vor face să faci credite. Uite, la un salariu de 1000 de lei, ești obligat, forțat, ești obligat să-ți faci credit. Dacă vrei să-ți iei o mașină chiar și prin programul Rabla, nu poți. De ce? Pentru că la 1000 de lei salariu minim pe economie, pe care majoritatea patronilor îl dau pentru că nu-i obligă statul să-ți dea mai mult, legea le zice să-ți dea 1000 de lei, îți dau 1000 de lei, nu o să-ți dea un leu mai mult pentru că-s patroni. Dar vrei să-ți schimbi mașina pentru că vrei și tu să ai senzația că o duci mai bine, te duci într-o bancă și banca nu-ți acordă banii necesari, banii pe care îi vrei tu ca să-ți iei o mașină. Dar te face să-ți faci credit că poate se întâmplă vreun miracol și vei ajunge să nu-ți poți plăti creditul. Și banca va începe să dețină ce ai tu, mașina, apartamentul, eu știu ce dracuți iei, da? La, 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 până când o să ajungă să te dețină pe tine, ca om, ca persoană, băncile. Băncile, cele mai mari 3 din România, au 3000 de apartamente și case la vânzare, a ăstora care au fost executați silit sau scoși din casele lor pentru că au făcut niște credite și n-au mai putut să și le plătească. Pe listele de executări silite ale băncilor apar garsoniere, hoteluri și pensiuni, benzinării și tractoare, chiar și echipamente medicale executate de la persoanele fizice sau juridice care nu au mai putut rambursa creditele. Și aici o să mergem cu denumirele în clar, da? BCR, BRD și Transilvania sunt cele mai mari 3 bănci locale în funcție de activele deținute și caută cumpărători pentru aproximativ 3000 de apartamente și case executate silit, cu prețuri sub media pieței. Asta în condițiile în care multe imobile se află pe piață de o perioadă îndelungată fără să trezească interesul vreunui cumpărător. Cine o să le cumpere? Cine are deja bani? Nu o să le cumpere cine nu are bani. Cine nu are bani, adică românul prost, românul talpa țării, nu o să-și permită să cumpere apartamente de genul ăsta, chiar dacă prețurile sunt, hai să zic, frumoase, da? Când zici 23.000 de euro, nu i-are oricine în buzunar, dar i-are cineva care îi are în buzunar și ăla, dacă o să vrea să investească în, să-și facă mai mulți bani în buzunar, o să cumpere apartamente de genul ăsta și o să le dea în chirie cu cât? Cu 3-400 de euro, pentru că nu e așa. Chiriile, mai ales în București, nu sunt ieftine. Dar
Un apartament cu 3 camere, de exemplu, în București, situat pe Alexandru Obregea, în apropierea stației de metro Piața Sudului, este scos la licitație de către BCR cu un preț de pornire de aproape 103.000 de lei, vă spuneam 23.000 de euro. Apartamentul are 3 camere și dependințe, cu o suprafață totală de 65 de metri pătrați. Bă, ce este apartament cu 3 camere și dependințe, 65 de metri pătrați? Licitația va avea loc în luna... a avut, de fapt, în loc în luna mai a anului ăsta. Cine o să-l cumpere? O să-l cumpere, vă spuneam, cine are deja bani. Ce? Un apartament care face 40.000 de euro, da? Păi, le-au cu 23.000. Bun, e licitație, va crește prețul, dar, pe urmă, știu că îl dau în chirie unui student sau unor studenți sau unor studente sau unui studio de videochat. Da? Sau unor studente care vor face videochat și ele trebuie să-mi plătească 400 de euro sau active. Corect? Pe de altă parte, băncile au la licitație și autoturisme de la 5.100 de euro, cum este cazul BRD-ului, care vinde un model de autoturism Jeep din 2006. Da? Că vă zic că poate vă interesează, nu se știe niciodată. Uite, vă întoarceți din Spania, din Italia, din Franța, de unde mai sunteți și, bă, frate, ia să licităm treacu' până apartament în centru sau, în fine, în Piața Sudului, da? Nu e centru capitalei. Piața Sudului. Și e mai ieftin. Pe lista băncilor și-au făcut loc și hoteluri și mini-pensiuni, dar și benzinării. BCR are pe lista de imobile executate silit, scoase la licitație, o benzinărie din județul Buzău cu un preț de pornire de 177.000 de euro. Păi vine cu tot cu benzină? 177.000 de euro? Păi numai benzina din rezervor costă 177. La cât costă litru de benzină? Cred și eu. Brokerii de credite susțin că în ultima perioadă de timp a devenit o afacere într-un cerc închis să achiziționezi imobile executate silit. Asta pentru că sunt foarte multe persoane care cunosc când au loc aceste licitații și sunt evident la curent cu imobilele scoase la executare, așa cum se întâmplă de altfel și în județul Neamț, unde există un depozit a ăstora care scot la vânzare, la licitație, obiecte de la persoane sau firme executate silit, fiscul, gen... despre care nu știm noi. Știu ăia acolo, da? Cum e și cu apartamentele și cu țiganii care stau la poarta cimitirului. Iarăși o afacere despre care se știe, se vorbește, na, poate fi și dovedită. Știți cum se face, nu? Sunt ăștia care stau la poarta cimitirului. Bă, a murit nenea ăsta. Cine-i nenea? Mă, bă, un bătrânel. Mai avea pe cineva? N-avea pe nimeni. Și a rămas un apartament fără proprietar. Și încep afacere de acolo. Iar la Piatra Neamț, sau unde naiba e depozitul ăsta obiectelor confiscate, da, gen mașini care au fost confiscate și au făcut obiectul unor procese sau au fost probe în anumite cazuri, mașinile alea sau chestiile respective rămân în depozitul ăsta, că au fost confiscate și sunt scoase la licitație, la vânzare, de către. Și când se întâmplă treaba asta, nu știm noi. Eu, tu, știu ăia de acolo, ăia care știu că o mașină de, nu știu, un BMW, un model de ăsta mai frumos, el e scos la licitație cu 8.000 sau 7.000 sau 5.000 sau 3.000 de euro. Nu o să știm noi, corect? Știu ei. BCR are cel mai mare portofoliu de imobile rezidențiale executate silit, respectiv 820 de apartamente și aproximativ 1000 de case, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul de vânzări al băncii. Site-ul de vânzări al băncii Transilvania nu dispune de un criteriu pentru căutare în funcție de preț. Banca a scos la vânzare aproape 200 de apartamente, cum aproape? Da, aproape 200 de apartamente și 271 de case. Vreți să vă cumpărați? Cumpărați, bre! Cumpărați și nu vă mai certați! Da, dacă aș avea bani, aș pleca din țară. Vești bune! Pentru noi, ca televiziune, Roma 24 online, ar avea motive să se bucure cumva. Și voi, care ne urmăriți, ați putea să vă bucurați cumva, pentru că într-o perioadă știți că făceam live-urile aia din mașină și noi ne străduim să facem live pe Facebook ori de câte ori ne permite rețeaua sau, în fine, evenimentele, pentru că nici nu vrem să vă plictisim cu live-uri. Romanul e frumos, dar dacă stăm și îl filmăm dintr-o cameră, cum facem acum, nu prea puteți să-l vedeți. În schimb, vine o parte foarte bună. Am sesizat că vă plac
live-urile astea, mai ales cele cu Romanul în imagini, în care efectiv urcăm tot echipamentul în mașină, deși e fantastic de costisitor pentru noi, prețuri care nu se acoperă în niciun fel, în caz că vă întrebați, toate plimbările aia pe mașină și faptul că încercăm să vă arătăm orașul în imagini, în timp real, așa cum este el, toate prețurile, costurile, noi nu le acoperim în niciun fel. Da, nu am găsit sponsor pentru emisiunea aia. În curând foarte posibil o să ajungem să cerem donații de la cei de pe Facebook. Am sesizat totuși că live-urile vă plac foarte mult și ne străduim, așa cum spuneam, să facem o transmisiune în direct de la fiecare eveniment în care condițiile ne permit să-l și transmitem. Vine partea foarte mișto, Facebook Live mărește, sau în fine are intenția să mărească limita transmisiilor la 4 ore până acum, după fiecare 90 de minute transmisia se încheia și trebuia reluată pentru încă 90 de minute, ci că în sfârșit s-au gândit să mărească. De ce? Pentru că Facebook Live a fost până acum un fel de experiment. Un experiment foarte fain. Facebook pare să ia în considerare foarte mult feedback de la utilizatori, cel mai nou update oferind utilizatorilor avansați noi moduri de a filma și de a interacționa cu alți utilizatori în timpul transmisiilor live. Facebook oferă posibilitatea de a transmite de pe contul personal material video live timp de 90 de minute, cu posibilitatea de a salva clipul într-o formă care poate fi redată apoi oricând, lucru pe care l-am făcut și noi de atâtea ori și pe care l-ați urmărit de atâtea ori, clipurile noastre, atât live-urile cât și mai târziu clipul, reluările clipurilor respective, pentru care vă mulțumim. Vă mulțumim și pentru că ați fost alături de noi și că am vorbit în timp real și pentru că ne-ați lăsat mesaje mai târziu și pentru sugestii. În caz că nu sunteți la curent, încă o dată vă fac datoria să vă anunț, Roman 24 online este de căutat peste tot. Nu avem altă denumire, nu ne cheamă altfel, suntem Roman 24 online oriunde. Că intrați pe YouTube, pe Facebook, pe Ustream, pe unde mai, Instagram, nu știu dacă pe Instagram suntem. Nu prea avem ce pune pe Instagram. Suntem oriunde căutați și vă pare ăia suntem noi, da? Mai nou, alea 90 de minute s-au prelungit sau urmează să se prelungească la 4 ore, deși nu știu exact ce o să transmitem noi timp de 4 ore, că dacă ar fi să dăm o conferință live, de exemplu, care durează 4 ore, probabil că ați adormit cu castronul de cereale în mână sau cu chipsurile în mână și ați adormit uitându-vă la Roman 24. Știu că poate fi plictisitor după o anumită perioadă să vezi niște oameni vorbind, inclusiv emisiunea asta în care vorbesc eu o oră întreagă, e plictisitoare, frate, că e static, că e pe loc. Măcar de-aș avea două tipe în spate care să spele o mașină. Da? Dar nu. Și înțeleg toate chestiile astea, ne străduim și noi facem tot posibilul ca să vă mulțumim. Deci, dacă e vreodată ca Facebook-ul să dea liber la astea 4 ore de transmisii, 4 ore continuă de transmisie, tare-s curios ce dracu să transmitem timp de 4 ore ca să vă și ținem poate meciurile de handbal, dacă n-ar fi contractul ăsta așa de păgubos cu Digi. Meciurile de handbal erau bune de dat pe Facebook, așa e. Așa e. Știți foarte bine că s-a umplut România de live-uri pe Facebook. De ce? Pentru că oricine are un telefon, smartphone, poate intra live pe Facebook mergând la opțiunea postează și apoi mergi live. Este foarte simplu, oricine poate face treaba asta. România, vă spuneam, s-a umplut de transmisii live, din nefericire însă, din nefericire, majoritatea sunt manele. Da? Însă oameni la grătar, ați văzut, nu? Faza cu țigarii de pe malul mării, care au cumpărat un porc, l-au tăiat acolo pe litoral și l-au și gătit. Aia, genul ăla de transmisiuni live există în România. Genul ăla de transmisie live există în România, da? Niște, o familie de romi care au cumpărat un purcel și un berbecuț cică, i-au hăcuit acolo pe ăștia pe malul mării și au făcut un grătar, pentru că de-aia te duci pe litoral ca să gătești purcelul și berbecuțul. Hei, acum o să aibă posibilitatea să facă 4 ore.
4 ore de gătit un berbec. Măi, azi am dat de o chestie foarte faină. Și intervine și oferta, da? Noile studii, am pus și pe Facebook astăzi de dimineață, noile studii arată că bebelușii născuți din tați bătrâni au șansa să trăiască o viață mai lungă. Copiii care au tați în vârstă sunt programați genetic să trăiască mai lung, spun cercetătorii americani care au descoperit că paternitatea tardivă poate fi un atu pentru descendenți. E bine să faceți copii, după ce spun ăștia, la vârste înaintate. Alte studii, și o să repet, știu ce am spus pe Facebook dimineața, dar mi s-a părut dracu de amuzant, alte studii arată că mamele tinere dau șansa copiilor lor să aibă o viață mai sănătoasă. Deci materialul genetic e sănătos. Mamele tinere, 20 de ani, pe acolo, da? Și bărbații în vârstă, cuplându-se și făcând un copil, dau șansa copilului ăla să aibă o viață sănătoasă din cauza materialului genetic al mamei și lungă, o viață lungă din cauza materialului genetic al tatălui. Cu alte cuvinte, bărbații bătrâni de aia să dau la femei tinere. Pricepeți? E normal. E normal să te uiți la gagici tinere, bre. Chiar dacă tu ești bătrân. De ce? Trebuie să te sacrifici. Trebuie să faci treaba asta. Ca să oferi o șansă copilului. De aia. Nu contează mai departe ce crede lumea, da? De aia Hugh Hefner, patronul Playboy, o arde numai cu iepuraice de 20 de ani. De aia toți multimiliardarii lumii, burtoși, cu chelie, cu o sânza pe ei curgând și cu... Da? Umblă cu puștoaice tinere. Ei încearcă să ofere o șansă urmașilor. O viață sănătoasă prin materialul genetic al mamei și lungă prin materialul genetic al tatălui. E un sacrificiu pe care orice om trecut de 40 de ani, eu inclusiv, îl facem pentru viitoarea generație. Deci să nu vă mai aud, bă, neamțul, nu te mai uita după copchila aia care are 15 ani. Bine, una la mână că nu știi care fată mare 15 ani, frate, la cum arată în ziua de azi. N-ai idee! Te trezești legat la închisoare și nu știi de ce. După aia afli că puștoaie care nici măcar n-avea buletin. Glumesc, evident, dar se poate întâmpla, pentru că, na, se dezvoltă oamenii. Un studiu recent arată că dacă bărbatul este mai în vârstă când contribuie la conceperea unui copil, bebelușului îi cresc șansele să ajungă la rândul lui la o vârstă înaintată. Structura genetică a spermatozoizilor se modifică pe parcurs ce un bărbat îmbătrânește dezvoltând un cod ADN care ajută la o viață mai lungă. A bebelușului. Acest cod genetic este transmis copilului care la rândul lui are șanse mai mari la o vârstă înaintată. Concluzia este rezultatul unei cercetări genetice desfășurate pe ADN-ul la aproape 1800 de tineri. Oamenii de știință s-au axat pe lungimea telomerilor, formațiuni aflate la capetele cromozomilor care conțin codul genetic al fiecărui individ în parte. De aceea mi-am propus să fac și eu un copil. Cred că sunt la vârsta la care pot să-i ofer unui copil o viață cât de cât lunguță, eu fiind la vârsta frumoasă de 40 de anișori, de primăveri, de zambiluțe, de ghiocei. Așadar, fetele tinere, hai! E momentul să împrăștiem cu material genetic în toate direcțiile. Eu parcă sunt ăla cu vreau, caut o prietenă și nu știu cum! Vreau să fac o iubire și nu știu cum! Pot să ofer o viață lungă. Da. Acum nu știu care subiect mă interesează mai mult. Ăla în care e ideal, recomandat de medici cercetători să faci sex cu femei tinere sau ăsta în care o încuietoare de ușă se încuie automat când utilizatorul intre pe un site pentru adulți? Da? Nu știu exact care, pe care să mă axez, care m-ar interesa pe mine mai mult. Ăsta în care am șansa să conving o tipă tânără să facă copii cu mine oferindu-le o viață lungă sau
materialul ăsta, știrea care mă anunță că s-a inventat ușa care se încuie singură când începi să te masturbezi. Una din două, da? Majoritatea utilizatorilor de internet încuie ușa camerei înainte de a intra pe un site pentru adulți. Dar acum, da, un bărbat numit Mike a inventat o încuietoare pentru ușă care se închide automat atunci când utilizatorul pornește modul incognito într-un browser. Inventatorul susține că dispozitivul este de folos soților atunci când caută cadoul perfect pentru partenerele de viață. Aha. El o fi gândit varianta asta. Pentru că da, se întâmplă să intri pe internet, dai cu control N parcă sau ceva de genul ăsta și te duci în modul anonim pe internet și te apuci să cauți cadoul perfect și nu vrei să te prindă iubita, logodnica, soția, soacra, căutând o armă pe internet, un cadou perfect pe internet, da? Și atunci când faci chestia asta, ușa se încuie automat. Logic că toți adolescenții care vor cumpăra așa ceva, nu vor cumpăra ca să cumpere cadouri iubitelor, ci ca să-și poată oamenii face treaba liniștiți cu ușa încuiată. Da? Incognito Lock este conectată la PC prin intermediul unui mini-computer care controlează un mic motoraș care încuie ușa. Pentru că e greu să te dai jos din pat sau să pleci de la birou și să faci cei un metru, cel un metru și jumătate până la ușă. Că doar uite la apartamentele din România, de exemplu. Vorbim de un apartament cu 3 camere de 65 de metri pătrați, frate. Faci 10 cm și ai ajuns la ușă. Mai faci 10 cm în direcția aia, ai ajuns la geam. Între ușă și geam te masturbezi. Ți-e greu să întinzi mâna și să încui ușa. Da? E atât cât de... Băi, leneș și am devenit, frate, nici să te ridici, sau nu să te ridici, să întinzi mâna ca să încui ușa. Nu se poate. Trebuie să ai un motoraș controlat printr-un calculator în momentul în care calculatorul e cuplat la tastatura ta și în momentul în care intre pe site-uri cu XXX-uri, să-ți încuie ușa automat. O să existe în curând o aplicație pe telefon, pe Android, care să-ți facă... să te mângâie pe față. Da? Că nu pot să zic porcării. Un program verifică toate browserele care rulează pe computer și dacă găsește unul în mod incognito, blochează automat încuietoarea. Mike a publicat pe GitHub codul pentru programul folosit, așa că Incognito Lock poate fi construit de oricine. Știți bancul ăla cu polițistul care stătea în intersecție cu căștile pe urechi? Și vine un turist străin care vrea să-i ceară indicații, direcții ca să ajungă nu știu unde și polițistul nu i-a răspuns. Turistul mai întreabă o dată, polițistul nu-i răspunde că avea căștile pe urechi și la un moment dat turistul, foarte supărat că polițistul ascultă muzică, în loc să-i răspunde la întrebări, îi smulge căștile pe urechi, polițistul pică fulgerat și moare. Turistul disperat, bă, ce dracu i-am făcut ăsta? Ce naiba ascultă ăsta la căști? Pune căștile pe urechi, ce s-auzea? Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Da? O să ajungem să avem o aplicație care să ne controleze respirația. Să zică când trebuie să respiri. Trage aer în piept. Dă aer afară din piept. Trage, da? Și o să murim dacă nu o să avem ăla. Vai de mine, mi se termină acumulatorul. Nu vine să cred. O să mă... Da? Pentru că deja există aplicații care ne spun când trebuie să bem apă. Pe telefon, zic. Telefoanele de aia se numesc smartphone-uri, pentru că smart înseamnă deștept, mă, în caz că nu v-ați prins, da? Sunt mai deștepte decât noi deja. Există o aplicație pe smartphone care să-ți spună când să bei apă. Pentru că tu nu știi când ți-e sete. Ok, am înțeles, bă, nu e vorba de sete, ci e vorba să fii hidratat tot timpul corect. Mă doar la bască, dacă mi-e sete, beau apă, nu trebuie să-mi spună telefonul chestia asta.
o aplicație care să spună când trebuie să mănânci și o aplicație care să spună cât ai mâncat și o aplicație care îți zice când trebuie să te oprești din mâncat. Există aplicații care spun câți metri mergi, cu ce viteză și cât de repede îți bate inima. Există o aplicație care îți spune chiar că îți bate inima. Da? Folosind brățări din astea super meseriașe și așa mai departe, există o aplicație pe telefon care spune, frate, fii antenă că îți bate inima. Să mori tu! Eu chiar nu mă așteptam! Pentru mine este un șoc să aflu că îmi bate inima, că am puls. Bine, evident, aplicația este făcută să spună dacă ai pulsul accelerat sau nu. Da? Dar e absurd, pentru că asta o simți oricum. Frate, am pulsul accelerat. De unde știu? Îmi face inima așa! N-am nevoie de o aplicație ca să-mi spună că îmi face inima așa. În curând va fi aplicația asta care spune inspiră, expiră, inspiră. Dacă nu ai să mori. Există o aplicație care să spună cât să stai pe budă. Știați chestia asta? Cât să împingi, cu ce forță. Ca să iasă bine. Eu cred că multe din astea sunt glume, bre. Există o aplicație care monitorizează poziția pe care o ai când stai pe WC-ul. Și îți corectează poziția ca să poți să te ca oamenii. Cât mai bine... Da? Căci că dacă stai plecat în față, nu-i nu știu cum, că nu-i cădere liberă sau ceva de genul ăsta. Da? Trebuie să stai cumva așa ca să te... Există o aplicație care face și chestia asta. Verifică poziția. Să apară un tante care se spune așa, mă împinge! Împinge mai tare! După cât se bulbucă ochii prin folosind camera de pe telefon, da? Îți citește expresiile faciale. Împinge mai tare! Ok, vezi că împingi prea mult. Ok, relaxează-te. Da? Cum o să fie? Să ai o aplicație care să-ți controleze cât stai și tu ca omul pe budă. Ei, există o aplicație care îți încuie ușa când te apuci să... Vrei și tu să faci o chestie cu iubita care vine să stea peste noapte la tine și stați în pat ca oamenii vreți să faceți și voi o treabă? Ai încuia ușa, dar nu poți. Și atunci ce faci? Prefer să scoți telefonul mobil și să intri în modul incognito pe internet ca să-ți încuie ușa. E superb! Un minicomputer Arduino care controlează un mic motoraș care încuie ușa. Bestial! Da, mi-a plăcut ăsta. Tot ce auziți voi în fundal sunt colegii de dincolo de perete care vorbesc. Pokémon Go a întrerupt o ședință informativă a Departamentului de Stat American despre lupta antiterorism, iar oficialii s-au enervat peste măsură. Ce auziți voi acum sunt colegii de dincolo, care s-au apucat și ei. Un reporter american juca Pokémon Go în timpul unei conferințe de presă a Departamentului de Stat al Statelor Unite, ce viza coaliția anti-ISIS. Purtătorul de cuvânt John Kirby a atras furios atenția jurnalistului. Mania Pokémon Go s-a infiltrat până în cele mai importante instituții din Statele Unite. Acest jurnalist, reporter, părea mai interesat să vâneze Pokémon decât să-l asculte pe purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, vorbind despre prevenirea și combaterea terorismului și despre coaliția anti-ISIS. Păi mi se pare normal că nu era interesat omul. Câte vreme ISIS e o creație a Departamentului de Stat al Statelor Unite și ar putea să fie cum merge treaba, crește mare. Gata, asta a fost toată conferința. Cum vă mai merge proiectul? Experimentul, domnule, a crescut, s-a infiltrat în toată Europa, perfect merge, gata, să trebuie, hai să vânăm Pokémon. Așa să mai fie interesat jurnalistul ăla. Purtătorul de cuvânt discuta despre eforturile susținute ale coaliției anti-ISIS de a combate terorismul. John Kirby a reacționat prompt și furios după ce l-a văzut pe reporter jucând Pokémon Go. Acesta a răspuns, nu Pokémonul, ci reporterul, vreau doar să nu pierd Pokémonii din ochi. Kirby și-a reluat discursul despre coaliția anti-ISIS, precizând că lupta antiterorism nu va fi ușoară. După aia a mai vorbit ce a mai vorbit și John Kirby l-a întrebat din nou pe reporter. Păi și-ai prins vreunul până acum?
Și reporterul i-a răspuns că n-a reușit să prindă niciunul pentru că semnalul pentru internet în clădire nu era foarte bun. Trebuia să îi lasă pe cei care îi urmăreau telefonul, că îi prindeau ei. Adică, ca jurnalist în sediul Departamentului de Stat și fără net, că zidurile e așa de groase, trebuia pur și simplu jurnalistul să spună: alo, băieți, nu vă spuneați, cineva? Da? Eu nu prea am semnal la telefon, dar aș vrea să joc Pokémon Go. Nu intrați voi, că dacă tot mi-ascultați telefonul, măcar faceți o treabă. Nu îi prindeți voi niște Pokémon. Că se rezolva, vorbind de Statele Unite, da? Se rezolva imediat. Mă, v-am mai spus că am încercat și eu joculețul ăsta, mi s-a părut super mișto. Super, super, super fain. E bine frumos, nu-l recomand nimănui, mai ales că nu-l recomand. Vă fac și eu atenție, adică, frate, dacă ești la volan sau mergi pe stradă, mai uită-te și în jurul tău, nu doar pe ecran, că dai peste alții dracului. Da? E fain, e revoluționar, e, spuneți-i cum vreți, cineva a făcut o gârlă de bani din jocul ăsta din Pokémon Go. Dar deja să nu mai fii atent la mediul înconjurător și să riști să te calce tramvaiul pentru că vrei să prindi nu știu ce Pokémon, e cam multișor. Da? Mare atenție, pusese cineva la un moment dat o chestie foarte faină, că s-ar putea folosi platforma asta Pokémon Go pentru, bă, era ceva foarte fain, cu ce naiba era? Oferte, ceva de genul ăsta, că poți să le vezi. E interesant Pokémon Go, nu zic nu, dar am prins și eu doi, după aia l-am dezinstalat. Ca să ce? Păi imagine, mie v-am spus, pe telefon nu merge Pokémon Go, mă trebuie să-l schimb, caut un telefon ca să-l schimb pe ăsta, să-mi iau și eu un telefon cât de cât calmea, nu pentru Pokémon, trebuie să pot să vorbesc la telefon, de-aia e telefon, deocamdată ăsta e doar ceas deșteptător și cam atât. În schimb, merge Pokémonul pe tabletă. Partea proastă că tableta e mărișoară, bre! Da? Nu o să pot merge cu tableta în mână umblând după Pokémon. Că e rușinos. Așa că am prins un Pokémon aici în fața casei de cultură și m-a lăsat pe gubaș. Gata. Nu mai am văzut cum e. Sunt alții însă care, pentru care Pokémon e deja un mod de viață. Ați auzit, nu? Probabil la știrile naționale, dacă nu, cu siguranță ați văzut pe internet, anunțuri. Plimb ouă de Pokémon. Și că sunt ouă de, nu știu foarte multe detalii, ouă de Pokémon care, ca să eclozeze, trebuie să fie plimbate. Sau Pokémon, pui de Pokémon, dracu, ce acolo... Și sunt oameni care deja își oferă servicii, 20 de lei pe oră, să-i ajute pe ea să facă kilometri. Plimb ouă de Pokémon. Da? Cu mașina personală, cu bicicleta, sunt oameni care pierd vremea, pă, umblă mult, da? Și atunci dacă tot umblă mult, fac și cum fac eu cu Oaze acum, sau cum dracu se cheamă, Waze, Oaze, da? Eu îl țin deschis aproape tot timpul pentru că vreau să fac puncte și să nu mai fiu începător. Și îl țin acolo tot timpul. Bine, mă și ghidez după el. E un foarte bun program ca să vezi ce se întâmplă pe drum înaintea ta. Pentru șoferi îl recomand mai mult decât GPS-urile. Plimb ouă de Pokémon. Foarte tare. Ei, acum... Pokémonul ăsta a ajuns așa de meseriaș încât se pregătește pe 28 iulie cea mai mare fermă de Pokémon în parcul Herăstrău. Jucătorii de Pokémon Go sunt invitați să participe la primul eveniment major Pokémon Go din România, și anume bătălia pentru Herăstrău. Că doar Herăstrăul este cea mai mare fermă de Pokémon de la noi, cu cel mai mare trafic de vânători antrenori, spun organizatorii. Pe 28 iulie, între orele 17 și 21, se dă lupta pentru gymul Ancora din Herăstrău, localizat chiar lângă Berăria H. Regulile sunt simple, la fiecare 15 minute, echipa care deține controlul gymului primește un punct. Echipa cu cele mai multe puncte la finalul evenimentului este cea câștigătoare, toți membrii echipei primesc din partea Berăriei H o băutură ca premiu, sunt 1000 de beri sau sucuri, cu condiția că trebuie să arăți telefonul pentru a demonstra că faci parte din echipa care a câștigat.
Toți participanții, indiferent de echipă, au intrarea liberă la after party-ul, la care vor participa Lidia Buble și Vanotec, ce va avea loc pe terasa berăriei, câta reclama. După eveniment, spun organizatorii. La berăria H, oamenii au tot timpul doi pokestops, unul lângă altul, unde sunt zeci de nu știu ce dracu, ca să ademenească cât mai mulți pokemoni pe care să-i prindă ușor, wifi gratuit și puncte de încărcare gratuită a telefonului. E și ăsta un mod de a-ți face reclamă, adică de ce nu? Ieri, mergând prin Roman, m-am oprit în sfârșit pe la Casa Veche să beau cafea, unde de obicei beau cafea și scria mare acolo, aici avem pokemonul Miau. Într-o perioadă, berăriile, barurile aveau alte înscrieri de-astea la poartă. Nu avem wifi, vorbiți între voi. Dăm gratuit o băutură celui care își închide telefonul când intră la noi. De ce? Pentru că se chinuiau să-i facă pe oameni să socializeze între ei, în viața reală. Acum e mișto că îi atragi pe oameni cu pokemoni. Bă, nu în fiecare zi poți să te lauzi că te-ai dus să bei o bere sau o cafea și l-ai prins pe nu știu care dracu, ăla rar de tot. Da? Și, da, cu cine erai? Cu cine eram? Păi, la berărie, unde ai prins Pokémonul, cu cine mai erai? Mai eram cu cineva? Bă, omule, erați un grup întreg de oameni. Cine mai era acolo? Nici n-am băgat de seamă. Mai eram cu cineva? Habar n-am. Știu că am prins Pokémonul. Pâng! După 1000 de sesizări, nici mai mult, nici mai puține, Ministerul Mediului a descoperit în sfârșit cică de ce duhnește nordul Bucureștiului de ani de zile. Pentru că noi așa suntem în 2016 și totul se mișcă foarte repede. Ministerul Mediului a depistat valori de hidrogen sulfurat care depășesc limitele normale în nord-vestul capitalei, iar mirosul de care bucureștenii se plâng de cel mai probabil vine de la groapa de gunoi Iridex Chiajna, urmând ca autoritățile să realizeze un control în perioada următoare. Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a declarat ieri într-o conferință de presă, și ne treacă o ține conferință de presă duminica, frate, că poluarea resimțită de cetățenii din nord-vestul capitalei, care au depus deja peste 1000 de plângeri, este cauzată de hidrogen sulfurat care depășește limitele normale. Poluarea vine cel mai probabil, vă spuneam, de la groapa de gunoi. Ei, de-abia de acum încep să facă cercetări. Cercetări. Dom'le, dar ce plângere ați făcut? Păi, dom'le, că duhnește Bucureștiul, partea asta de București. Pute! Păi vom face niște cercetări. Ca să ce? Ca să vedeți dacă pute? Trageți pe nas! Gata cercetarea, duhnește, ai început să plângi, da, ți-a picat părul din nas, da, ești pe punctul de a leșina, da, ai vomitat, da. Ei, iete cercetarea. Se vede că pute. Dacă se descopere cu certitudine că Iridexul este sursa poluării, aceștia vor avea la dispoziție 60 de zile să rezolve problema, altfel vor fi impuse sancțiuni și va fi suspendată activitatea pe o perioadă de 6 luni. Bun, hai să gândim o chestie de logică. Să spunem că da, poluarea vine de la Iridex. De ce? Pentru că n-au bani, sau dacă au bani să fură, dar să mergem de la premisa că n-au bani să facă cumva să nu mai pută. Și atunci ce faci? Le împingi o amendă. Pentru că nu-i așa, pe urmă vor avea bani să facă să nu mai pută. E ca la faza aia cu un soț își bate nevasta pentru că e bou și pentru că săraci. Vine acasă, e nervos că nu are nimic de mâncare, vine la muncă, n-au cu ce să trăiască și atunci își bate nevasta pentru că dă-i român. Da? Și își bate sau se ceartă cu nevasta de la lipsa banilor. Vecinii sună la poliție. Vine poliția, da? Vine poliția. Și dă amendă omului pentru tulburarea liniștii publice și nu știu ce dracu. Ca urmare, ce s-a întâmplat? Ăla e în continuare sărac, familia este în continuare săracă, din nimicul pe care îl aveau, trebuie să plătească și o amendă. Dar măcar poliția și-a făcut datoria. Așa și cu Iridexul ăsta.
ei n-au bani să scape de poluarea olfactivă, de duhoare. Păi ce poți să le faci? Le dai o amendă. Le dai o amendă că pe urmă vor avea bani. Da? E logica românească. Hai, dai o amendă. Pe urmă, după 6 luni, dacă nu se ajunge la niciun rezultat, societatea riscă anularea autorizației de funcționare. Țavă. Nu în ultimul rând, comisarul a mai precizat că în ultimele 18 luni, în urma controlelor efectuate de Ministerul Mediului la groapa de gunoi Iridex, au fost dispuse sancțiuni contravenționale de 430.000 de lei. Păi, da, de aia n-au ăia bani. Refugiații, cum să zic, refugiaților le lipsesc o mulțime de lucruri. Mâncare, haine, liniște, locuri de muncă. Da, sunt refugiați și hai ca să formulez, să fiu cât de cât, să nu fiu răutăcios, dar să fiu corect, există și refugiați reali. Nu o spun eu, agențiile de știri au mers pe ideea asta, au cochetat cu ideea asta la un moment dat, că printre oamenii care vin din zonele de război există și refugiați reali. Mergând pe ideea că s-au prezentat o mulțime de filme și o grămadă de fotografii, de imagini în care bărci întregi cu bărbați între 18 și 30 de ani, fără nicio femeie, niciun copil, refugiați, au ajuns în Europa. Oamenii care au plecat din zonele în care ar fi trebuit să stea să-și protejeze familiile, au plecat în Europa, lăsându-i pe ea acolo, în ideea că la un moment dat o să-i aducem și pe ei. Oamenii ăștia au nevoie de ajutor. Da, într-un fel sau altul. Există o grămadă de vedete care se implică activ în ajutorarea refugiaților. Victoria Beckham, de exemplu, Emma Watson, Kate Moss sau Eva Longoria, care au donat blugi. Blugi din garderoba personală, în scop caritabil. Pantaloni, blugi. Bă, orice gest e un gest, fără discuții. Blugi din garderoba personală. Acum, eu nu știu dacă, de exemplu, Emma Watson are 400 de mii de perechi de blugi. Mă îndoiesc că are 400 de mii de perechi de pantofi, poate, dar de blugi? Nu cred. De ce? Că ai o pereche de buci, frate, una singură și o pereche de craci și bagi în aceiași pantaloni. Cred că am terminat de o jumătate de oră, mi s-a uscat gâtul, nu mai pot. 48. Abia 48? Bă, frate, acuși termin, 3 minute. Blugi. Vă imaginați o refugiată care va spune, frate, vrei să simți bucile Emma Watson? Unde? Păi îi port blugii. Fundul ei a stat în pantalonii ăștia. Supermodelul Kate Moss, dar și alte celebrități, e printre care fosta membră Spice Girl Victoria Beckham, Eva Longoria, Lily Allen, actrițele Alicia Vikander și Emma Watson, actrisele, da? Și-au donat blugii în scop caritabil în campania și și-a propus să adune fonduri pentru refugiați denumită International Rescue Committee's Jeans for Refugee. Dragile mele, da să vă spun că refugiații ăștia pe care îi ajutați voi cu blugi și nu îi ajutați cu blugi bărbătești, ci cu blugi feminini, fac parte din categoria musulmani. Femeile lor nu pot să îmbrace așa ceva. Că sunt blugi. Blugii pe care îi poartă Emma Watson, de exemplu, sau Eva Longoria, îi smulați pe fund, smulați pe picior, scot în evidență niște forme. Dacă o femeie musulmană ar purta blugi din ăștia, ar omorâ-o cu pietre în tabăra pentru refugiați. Și nu vreau să fiu răutăcios, nu încerc să fiu rasist. Știm foarte bine că au niște reguli foarte stricte. Da? Păi tu ce faci? Le donezi blugi? Dă-le fuste mini sau, bă, cum se cheamă, bustiere, că, na. Și așa nu se le vadă nimeni. Inițiativa își propune să strângă îmbrăcăminte din denim din garderoba starurilor, urmând ca apoi Johnny Depp să le transforme într-o instalație de artă ce va fi scoasă la licitație. A, nu o să le poarte, bre!
Vezi ce înseamnă neamț dacă nu citești tot articolul. Johnny, nu Depp, bre, Johnny Dar, neamț, ce-i cu tine azi? Artistul Johnny Dar trebuie să le transforme hainele astea într-o instalație de artă ce va fi scoasă la licitație de organizația caritabilă cu scopul de a strânge bani pentru refugiați. Nu e vorba de modă, ci de artă. Artistul a spus că și opera de artă va fi modelată intuitiv. Mă voi gândi la senzațiile pe care le aveau vedetele când purtau aceste haine și voi face în așa fel încât să metamorfozez. Ok. Deci nu o să poarte astea blugii. Acum înțeleg. Blugii ăștia vin cu bășâni cu tot? De vedetă. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc că m-ați suportat și astăzi, luni. Și rămâne să ne vedem mâine, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, marți, la alte 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, săptămână minunată, productivă și toate bune!